Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Hai că am vorbit numai de lucruri rele, să vorbim și de lucruri bune. Da, lucruri foarte bune. Voi donați bani pentru Spitalul Oncologic pentru Copii de la Marie Curie? La am mai vorbit despre asta. Și dacă ați donat măcar o dată? Da. Da. Luca? Și Luca, da. Da, da. Dar el nu vrea să... E mai timid. Să nu știe stânga ce face dreapta, da. Mă întreb, știți, foarte mulți români au donat bani pentru construcția acestui spital. Sigur, ați auzit de proiectul Noi Facem un Spital. Un proiect coordonat de echipa extraordinară de la Dăruiește Viață. Știți, statul român a construit practic nimic în domeniul oncologiei pediatrice în ultima jumătate de secol. Și uite că un număr uriaș de români au decis să facă ceva mai mult decât numai să constate această indolență. Ei, mă rog, noi, nu? Am decis să acționăm concret și să donăm, să contribuim la finanțarea acestui proiect. Sunt convins că printre voi se află prieteni și oameni de suflet care au donat și o să vă facă plăcere. Să știți că Asociația Dăruiește Viața a anunțat ieri că Spitalul Oncologic pentru Copii de la Marie Curie va fi gata mai mult decât probabil până la finalul acestui an. Oana Gheorghiu, cofondatoare Dăruiește Viața, este la telefon. Bună dimineața, Oana! Bună dimineața! Bună dimineața! Deci, e adevărat? Se întâmplă? Spitalul va fi funcțional? Spitalul va fi funcțional. Suntem pe ultima sută de metri, dar așa cum povesteam și ieri la conferința noastră de presă de 10 ani de Dăruiește Viață, ultima sută de metri pare cea mai grea și cea mai greu de străbătut. Asta nu pentru că lucrurile nu merg bine, ci pentru că nu mai avem răbdare nici noi și așteptăm cu nerăbdare și noi și medicii să terminăm spitalul. Lucrăm acum practic la mobilarea lui și la ultimele detalii pe instalații. Bun, Oana, dar stai să ne lămurim. E vorba odată de construcția clădirii propriu-zise, după care de mobilare, cum spuneți, apoi de utilarea cu echipamente medicale. Exact. În ce fază sunteți? Adică unde sunteți cu... Suntem asta? La mobilare deja, pentru că spitalul, construcția unui spital e complexă și nu e ca acasă, ai terminat de construit și pui mobilierul. Mobilierul într-un spital înseamnă mult mai mult decât niște simple rafturi. Pe mobilier vin echipamente medicale și de aceea toate instalațiile electrice sau mare parte din ele se pun după ce ai pus mobilierul. E extrem de complex, de aia mobilarea unui spital face parte practic din construcția lui. Noi când vom termina spitalul, el va fi deja și mobilat. Aha. Și funcțional în sens medical, adică nu doar fizic. Și funcțional în sens medical la începutul anului viitor. Okay. Eu vreau să profit de ocazie și să vă mulțumesc vouă pentru toată susținerea asta. Noi am împlinit 10 ani. Da. Am împlinit 10 ani și mi se pare extraordinar. Nu știm când au trecut acești ani, știm însă că împreună cu peste 500.000 de oameni am reușit să facem niște proiecte extraordinare în țară care să dea șanse oamenilor la viață și... Pentru că voi vă ocupați nu doar de acest spital, ci mai aveți multe alte proiecte. Evident. Da, am reușit să facem în întreaga țară mai multe, să renovăm mai multe secții de oncologie și să dotăm, cel puțin în pandemie, am ajuns în aproape toate județele, în spitale, din peste 150 de spitale din țară. Și asta numai și numai datorită oamenilor care au susținut acest proiect, pe care noi îi numim, nu le mai zicem donatori, credem că nu-s donatori, sunt de fapt dăruitori și că au avut încredere în noi, în proiectele noastre și eu cred că atunci când nu mai avem speranță trebuie să ne uităm la acest lucru, că 500.000 de oameni n-au pus un vot, au pus bani, ceea ce mi se pare mult mai greu, au pus bani ca să construim ceva. Deci eu cred că țara asta mai are șanse, chiar. Sunt și multe companii care au dat bani. Sunt peste 7.700 de companii care au dat sponsorizări an de an și lor trebuie să le mulțumim. Fără toți acești oameni n-am fi reușit. Să fim foarte clar, nu va fi că dacă revenim la spitalul pentru copii, Spitalul Oncologic pentru Copii de la Marie Curie, nu va fi un spital privat, va fi predat statului român. Va fi un spital de stat, este un spital de stat, este construit în curtea Spitalului Marie Curie, are legătură cu Spitalul Marie Curie chiar și la nivel de construcție, deci am făcut legături între clădirea veche și clădirea nouă, va funcționa în sistemul public de sănătate.
nu este un spital privat. Mi se pare aproape ireal când stai să te gândești, bun, sunt două fete la o asociație și într-o zi s-au înfuriat pentru că, uite, lucrurile nu se mișcau și au zis, hai să facem un spital împreună cu oameni cu inima mare. Mi se pare uluitor, nu? Adică, cum ați trecut? Sigur, voi aveți acum 10 ani, ați împlinit 10 ani, nu v-ați ocupat de asta, cred, de la început, mă înșel? Nu, am început cu secții de oncologie, să renovăm, am început proiecte mici și chiar și la Marie Curie noi am venit pentru un proiect mic. Am venit la Marie Curie să facem toalete în saloane, pentru că acolo 30 de copii și mamele lor au acces la doar un grup sanitar, toată secția de oncologie. Așa a fost construit spitalul și în multe spitale din țară încă lucrurile se întâmplă în acest fel. Iar pentru un bolnav de cancer să stea la coadă, la toaletă, nu poate să fie nimic plăcut dincolo de boala în sine. Și pentru asta am venit, să renovăm o secție și nu s-a putut și am zis o să construim o secție în curtea spitalului și o să o legăm de actualul spital, dar ne gândeam la un etaj. Și lucrurile au început să crească, nevoile apăreau, mi se prezentau din ce în ce mai multe nevoi ale spitalului, oamenii au început să creadă în proiect și să doneze și lucrurile au mers cumva ca un bulgăre de zăpadă care s-a rostogolit. Poate dacă ne spunea cineva de la început, trebuie construiți un spital de 12.000 de metri pătrați, cu 9 etaje și cu echipamente de ultimă oră, ne-am fi speriat și noi, pentru că este incredibil că oamenii au donat atât de mulți bani. Noi încă în fiecare zi ne uităm cu uimire la acest lucru, este chiar incredibil. Am strâns în cei 10 ani 75 de milioane de euro. Mă gândesc că dacă noi am strâns atâția bani, ce ar fi putut statul român să facă în acești 10 ani? Da, este o întrebare foarte bună. Acum, Oana Gheorghiu, ăsta, dacă tot ați împlinit 10 ani, este un moment în care firește se mai trag și concluzii, se cântărește, se evaluează. Tu ce ai învățat în deceniul acesta, în tot ce ai făcut și ai văzut la Dăruiește Viață? Am învățat enorm de mult, dar ce am învățat cel mai mult, că întotdeauna mai există un pic de speranță, că trebuie să nu renunți, că trebuie să nu te dai bătut, că multe lucruri depind și de tine, că nu trebuie să te uiți la autorități ca la ceva de care chiar depinde viața ta 100%, că și ele depind de tine. Și am învățat că România are încă multe rezerve de implicare și de bunătate și atunci când nu mai putem și când ni se pare că nu mai avem resurse, trebuie să ne amintim asta. Mulțumesc, Oana Gheorghiu de la Dăruiește Viața a fost în direct în Deșteptarea și, prieten, nu uitați să donați, intrați pe site, pe dăruișteviață.ro, scrie acolo cum se face, cât se dă, mă rog, dacă vreți să dați și așa mai departe, e foarte simplu. De fapt, să știți că nu bani o să dăruiți, ci viața. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.